Incidentul s-a petrecut într-o stațiune de la mare. Dansul lasciv al profesorului a fost filmat chiar de unul dintre elevii care se aflau în tabăra pe care dascălul o organizase. În videoclip se aud vocile tinerilor care parcă încurajează pe cei doi. Filmare se vede cum acesta începe să-și dea tricoul jos când se aude melodia You Can Leave Your Head On, dansând în fața unei tinere așezate pe un scaun în fața lui. Despre tânără, presa locală a scris că este eleva profesorului. El a negat însă, susținând că nu aparținea grupului pe care l-avea în grijă. După apariția în media a cazului, profesorul le-ar fi cerut scuze elevilor, recunoscând că acțiunile sale sunt contrare codului deontologic. Profesorul care apare în filmare predă geografia la un liceu din Timișoara, dar și la o școală gimnazială. Superiorii lui au demarat o anchetă pentru a stabili dacă îl vor sancționa în vreun fel pe dascăl.